Abdullah ibn Mesud spune: Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, era profetul, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui. Yatahawwaluna bil maw'izati fil ayyam karahat as-samati alayna. Profetul sallallahu alayhi wa sallam alegea cu atenție zilele în care ne amintea. Făcea maw'iza, făcea wa'z, adică le amintea, vorbea de religie, mai ales le aduceam aminte de ziua de apoi, de socoteala care vorbea de această viață lumească, dar nu o făcea tot timpul. Alegea cu atenție, yatahawwaluna, adică alegea cu atenție o zi, deci nu mai multe zile, o zi, două, maxim pe săptămână. Astfel încât să nu îngreuneze situația, să nu facă ca musulmanii să-și petreacă tot timpul în moschee. Și alegea și zilele, deci acea zi care o alegea, o zi pe săptămână să-i spunem, o alegea cu atenție și ora cu atenție și ceea ce vorbea cu atenție. De aceea vedem, pilda profetului este foarte importantă. Poate că mulți ne gândim acum de ce profetul sallallahu alaihi wasallam nu ținea predică sau nu vorbea zilnic, nu făcea lecții zilnice să vină musulmanii să învețe și mai mult, să învețe și mai multe de la profet sallallahu alaihi wasallam. Aici este un mesaj foarte important al profetului. Și acesta este un ghid pentru fiecare musulman. Vedem în această relatare scurtă cum Abdullah ibn Mesud, unul dintre cei mai de seamă companioni ai profetului, vorbește că profetul sallallahu alaihi wasallam ținea lecții o dată pe săptămână, de exemplu, fără să ne îngreuneze. Nu lungea lecția, alegea și timpul potrivit, timpul în care musulmanii își permiteau să se ducă. Era perioada de timp liber din ziua lor. De aceea este foarte important pentru cei care vor să transmită mesajul frumos al islamului, sunt unii oameni insistenți. Sunt unii oameni care cheamă la islam într-un mod agresiv. Sunt unii oameni care țin neapărat să vorbească numai ei, să transmită numai mesajul, să-i plictisească și să-i chinuiască pe oameni. Iar în clipa în care oamenii nu-i răspund la această chemare, imediat se supără și începe să vorbească vrute și nevrute. Voi ce musulmani sunteți? Voi n-aveți credință? Voi n-aveți nu știu ce? Vedem că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, care este un exemplu pentru noi, nu îngreuna, nu ținea foarte multe lecții și nu le prelungea timpul foarte mult, astfel încât să nu-i plictisească pe companioni. Dar asta nu înseamnă că profetul nu-și făcea datoria sau profetul se limita doar la atât. Să nu uităm că profetul sallallahu alaihi wasallam în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare secundă era un chemător la islam mut. Chema la islam prin comportamentul lui. Nu trebuia să mai vorbească. Noi în ziua de azi, musulmanii, mulți dintre ei, cheamă la islam într-un mod agresiv prin vorbe și cheamă la necredință prin faptele lor. De aceea spune Allah subhanahu wa ta'ala într-un verset din Quran: Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? O voi cei care credeți sau o voi cei care ați crezut, de ce spuneți ceea ce nu faceți? De ce chemați la un lucru pe care voi l-ați delăsat? De ce chemați la un lucru pe care voi nu îl faceți? De aceea această relatare scurtă scoate în evidență înțelepciunea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunci când alegea ora potrivită, timpul potrivit din ziua, nu lungea predica prea mult sau lecția și le vorbea foarte puțin, dar prin faptele lui, în fiecare clipă din viața lui, cum a spus, transmitea mesajul islamului. De aceea, chemarea la islam prin fapte este mai importantă decât chemarea la islam prin vorbe. Datoria noastră este să chemăm la islam atât prin fapte, cât și prin vorbe. Nu ne limităm numai la fapte și nu ne limităm numai la vorbe. Dar, dacă e să alegem dintre aceste două, este mai bine să chemăm la islam prin comportamentul nostru, prin faptele noastre și nu prin vorbele noastre goale, care izvoresc dintr-un corp plin de păcate, plin de necredință, plin de ură, dușmănie, invidie și așa mai departe. Allah să ne ferească să fim dintre cei care cheamă la islam cu limba lor
și cu comportamentul lor la necredință.